Bună ziua, stimați telespectatori, și bine v-am găsit în ultima duminică din luna iunie. Dacă rămâneți cu noi până la sfârșitul emisiunii, veți avea ocazia să urmăriți reportaje din diferite domenii, din agricultură, religie, etnografie, istorie, medicină, sport și umor. Toate au fost realizate în localitățile noastre, unele la Belgrad și Novi Sad. Emisiunea de astăzi o deschidem cu cea mai actuală temă, secerișul. La Uzdin a început secerișul orzului, acesta fiind recoltat de pe aproximativ 90% din suprafața cultivată. Când timpul va permite, agricultorii vor începe secerișul grâului. Am pregătit combina de seceriș, deja am și ieșit la seceriș, la orz, s-au triturat vreo 17 lanți, acum producția a fost de la 30 pe la 35, adică 3 toane jumate pe hectar. Pe lanț. Scuzați, pe lanț. De mâine cred că o să începem, dacă timpul ne dă voie, și de mâine o să începem, la greu. Nu a fost mult orz, combine sunt multe și de mâine dacă se începe la greu vedem, dar are să trăire cam în greu la greu, că este mult căzut și nu știu cum va fi. Da. Îmi spuneți, orzul a fost de bună calitate? A fost de bună calitate, au avut hectolitarul 69,5-70, așa bine. Ce vă așteptați la greu? Și la greu cred că are să fie destul de bun, spre cum se arată acum, mai decât e căzut și o să fie cam probleme pentru noi, pentru companieri, că mai am munca o să astrângem. Da. La ce producție vă așteptați? Păi, după a meu destul antrenat, cred că are să fie până la 3 toane jumate pe lanț, în sus, cred că, după cum se vede. Cooperativa agricolă Plugarul din Uzdin până acum a primit la în jur de 10 vagoane de ors. De altfel, Uzdin și notarul Uzdinului sunt foarte puține suprafețe de ors, cred că în jur de 30-40 de jugăre. La ce preț ați achiziționat acest ors și pentru cine l-ați achiziționat? De altfel, nu avem preț stabilit definitiv, avem doar ăsta, un acont, acontăm un preț de 16 dinari, așa că o să vedem realizările care se întâmplă, o să fie preparcurs pe piață și aceea o să fie prețul definitiv care o să-l dăm la cooperatiști. Cumpărăm pentru o firmă din Novi Sad, Uliarice Bačka. Ați ieșit cu un preț referitor la achiziționarea grâului? Nu, dar suntem în contact cu toată situația pe piață, așa că prețul încă nu e stabilit, din cauza că definitiv trebuie să știm că prețul nu se mai stabilește din partea guvernului sau unele organe, o să fie piațul care hotărăște oferta, o să fie aia principală și aceea care cumpără, cred că undeva se apropie la 18 dinari. Cooperativa cu ce umiditate va achiziționa grâul? Avem, cred că o să fim în poziție ca să dăm la alte firme care au siloase, adică care au uscătoare de uscat, așa că până la 16 umiditate putem primi grâul. Dacă în Banatul de Șesc secerișul grâului nu a început, în Banatul de Codru la Coștei, agricultorii în câteva zile vor încheia secerișul. Secerișul eu l-am cam terminat, dar acum timpul ăsta urât cu ploaie s-a întrerupt, dar o să mai fie 2-3 zile de seceriș. Ce producție ați obținut? Păi am obținut producție bună, am însămânțat sorta asta, soiul de grâu Simonida, și am avut o producție foarte bună, am avut peste 3 tone la jugăr, dar am avut așa producție pentru că astă toamnă am aruncat gunoi 200 de kg de MPK și acum primăvara, în început de aprilie, am aruncat încă 250 de kg de can. Deci 450 de kg la jugăr și da, s-au obținut aproape de 4 tone la jugăr. Ce ați făcut cu grâu? Grâul l-am predat la cooperativă, la cooperativa Dumbrava.
Secerișul a început la Cooperativa Unirea în 21 iunie și dacă ar fi permis timpul, în viitoarele 4-5 zile am fi terminat. Secerișul este la jumate, am strâns în circa 450 de tone de grâu, de o calitate foarte bună. Greutatea ectolitrică nu este sub 80 grame pe litru, umiditatea e sub 13, iar impuritățile sunt în jur de 3-3,5. Am început secerișul anul ăsta destul de vreme, din cauza că fusea și taia, mâine încerc fost ploi, după aia fusea și taia și cred că cu 10 zile mai înainte decât ce am planat, am început în 18 iunie secerișul și la grâu. La orzul o zi mai înainte, dar la grâu în 18 iunie. Sunteți mulțumiți cu producția? Destul de mulțumiți. Cred că o să ajungem la o medie de 5.000 de kilograme la hectar, așa că nici mulțumiți. Lucrăm destul de ușor la grâu, nu facem arătură, facem numai, trecem cu discurile și după aia o țără mengeripteam și semănăm cu mașina și atâta tot. Și mă rog, hrănirea se face așa cum trebuie, dar pământul nostru nu e atât de darnic ca în alte părți, că noi avem clasă de pământ foarte slabă, de la clasa 5-a în sus, așa că în sus către rău, a 5-a, 6-a, 7-a. Așa că nici mulțumiți cu recolta care a fost anul ăsta la grâu, nici mulțumiți. Ce veți face cu grâu? Grâu deocamdată îl lagherăm. Avem o magazie, acolo nu e silos, numai magazie și îl lagherăm și, mă rog, avem cumpărători. Nu e problema de a nimic, că în toți anii avem cumpărători, ne descurcăm bine, că avem un cumpărător care de ani de zile lucrăm cu el și foarte bine se comportă cu noi, așa că nu avem problemă. Un preț de 18 până la 20 de dinari pentru un kilogram este de ajuns? De ajuns nu e, dar totdeauna, măcar cât să fie, oamenii nu sunt mulțumiți. Partea care cumpără spune că e prea ieftin, că e prea scump, partea care vinde spune că e prea ieftin, așa că, mă rog, fiecare face așa cum crede. Deci toți care au nevoie de bani îl dau imediat, care nu îl lagherează și... Și-o fi mai departe să vedea, cu toate că altădată când se așteaptă mai mult să pierde decât să câștigă. Agricultorii consideră că acum important este ca producția să fie strânsă în timp cât mai scurt, astfel încât ploile sau alte pericole climatice să nu afecteze calitatea boabelor. Rusaliile s-au sărbătorit în toate bisericile ortodoxe române, mai ales în satele în care bisericile au hramul Pogorârea Sfântului Duh, unde acest praznic este și nedeea satului. Să vedem cum s-au petrecut petrovicenii de Rusalii. Cincizecimea, sânzienele și ziua internațională a iei românești a fost sărbătorită și de românii din Serbia. La noi în Voivodina, românii din Banat au marcat festiv sfintele sărbători religioase, Rusaliile și Sfânta Treime, în special în satele în care bisericile ortodoxe române sunt cu hramul Coborârea Sfântului Duh. Dar au fost sărbătorite și obiceiurile laice românești. La Petrovasala unde Rusaliile sunt sărbătoarea satului Coborârea Sfântului Duh asupra ucenicilor lui Iisus din Nazaret a fost comemorată deosebit de festiv. În Măreața Catedrală Ortodoxă din Petrovăsăla, Sfânta Liturghie a fost oficiată de preacucernicul părinte protopop de Alibunar Ionel Mălai Mare și de părintele Ionel Savu, paroh al ortodoxilor petrovicieni, și care, împreună cu preoteasa Mihaela, a preluat la Rusalii să fie nașul Sfântului Lăcaș al petrovicienilor ortodoxi români. După cum este cunoscut, Rusaliile se servează la 50 de zile după Paști și la 10 zile după Înălțarea Domnului, având deci o dată variabilă. În calendar ortodox, la 23 iunie a fost marcată cincizecimea, iar la 24 iunie a fost celebrată întreaga Sfântă Treime, căci Sfânta Treime nu se poate serba decât ca un tot, căci ea este cea care a adus sfințirea. Această sărbătoare este, de fapt, ziua de naștere a Bisericii. Și al Fiului și al Sfântului Duh.
din punct de vedere dogmatic, trebuie să spunem că Biserica a fost întemeiată de Hristos Domnul pe Sfânta Cruce, dar ea va deveni văzută în sens de comunitate la 50 de zile după coborârea Duhului Sfânt, când au fost botezați ca la 3.000 de suflete. Răspunsurile liturgice ale corului bisericesc din Petrovasâla, condus de Ionel Ocoșan Goagă, au contribuit ca slujba să fie și mai festivă. Hristoase, binecuvintează pâinea și vinul acesta aduse de către nașii Marin și Daniel Adămian, Domnului să ne rugăm. Petrovicenii au sărbătorit Sfintele Rosalii atât prin Sfânta Slujbă religioasă, cât și prin numeroase manifestări laice, dintre care amintim în mod special mărețele reuniuni consacrate Sfintei Sânziene și Zile Internaționale a ei românești. Au fost organizate și competiții la care s-au dovedit iscusința Sava Lukić, preparând cea mai gustoasă fasole, respectiv Sofica Bogatu și Elena Juja, care au pregătit tradițional păturată împletită cu mac, cu păstaică, cu nucă și vanilie, cu țimet și cacao. Asociația Femeilor a organizat și o expoziție de costume naționale și în special de prea frumoase ii românești, tradiționale, strămoșești. Astăzi este Ziua Internațională a ei și Organizația Femeilor din Petrovasila au deschis o manifestație pentru bluzele tradiționale, prin care demonstrăm obiceiurile noastre. Să nu uităm, în primul rând, obiceiurile, pentru că tineretul din ziua de astăzi cam le lasă. Noi vrem să mergem mai departe cu aceste, să se vadă într-adevăr ce au făcut bătrânii noștri și așa să facem și noi mai departe. Eu până acum am lăsat fetele mele, femeile care sunt foarte harnice și foarte sprintene, dar astăzi m-am hotărât să aduc și eu un chilim de la bunica mea, cerșafurile de la mama mea, care sunt roată de chilim, șupagul ei, alu mama, șupagul lui bunica, șupagul lui străbunica, și am mai adus și un șupag de la soacra mea. Dar am acolo, după o masă, niște poale care sunt de 150 de ani, alea o să vi le arăt pe urmă. Sunt împistrite pe un fir, pe sadă, care cândva au fost făcute ca pruna de vinet. Sânzienele, denumită și drăgaica, se serbează la dată fixă, 24 iunie. Rusalile se serbează la 50 zile după Paști și la 10 zile după Înălțarea Domnului. Astfel, anul acesta, rusalile s-au suprapus cu sărbătoarea de sânziene, o ciocnire populară a ființelor supranaturale rele cu cele bune, o sărbătoare populară celebrată din cele mai vechi timpuri, care și-a câștigat dreptul de a figura în calendarul religios ortodox. În mod tradițional, de rusalii ați fost și la Sfânta Biserică. Am fost și tare frumos a făcut astăzi în biserică. Dar e cu nunașul și slujba, tot a fost frumos să fie tot așa. Sânzienele sărbate la 24 iunie sunt ființele supranaturale cu puteri magice și atingere binefăcătoare care au înflăcărat imaginația românilor. În natură, sânzienele sunt florile galben-aurii cu miros discret și sunt vestite pentru proprietățile sale tămăduitoare, motiv pentru care le s-au atribuit puteri magice de medicament, considerat că vindecă orice boală. Sânzienele au intrat în credința populară ca substantiv propriu. Niște flori care fac atâta bine nu puteau fi decât reprezentarea unor zâne bune. Imaginația oamenilor le-a creat o aură de mister, legat de aceasta un sunet de credințe, tradiții, obicei populare, care se respectă până în zilele noastre. Astfel, frumoasele cununițe împlinite din prea frumoasele flori au dominat pe capul mai multor tinere care s-au prins și anul acesta la Petrovasâla, în jocul mare din curtea bisericii. Românii au port popular unic în lume.
Ia românească, simbolul național care a captivat lumea, dezvoltă atâta entuziasm, atâtea energii pozitive și înfrumusețează spiritul autentic românesc. Ambasada României de la Belgrad, pe data de 24 iunie, a organizat o manifestare cu ocazia Zilei Internaționale a IEI Românești. Care a fost atmosfera în următorul reportaj? La inițiativa comunității La Bluz Rumen de pe rețeaua socială Facebook a luat naștere ideea de a celebra în toate colțurile lumii splendida bluză românească IA. Acest eveniment s-a sărbătorit și la Ambasada României la Belgrad, unde au fost expuse IEI românești din două sate, Petrovăsâla și Ovcea. Manifestarea a început cu un minut de reculegere în memoria victimelor accidentului tragic, în care și-au pierdut viața 18 cetățeni români. Evenimentul a fost deschis de ambasadorul României la Belgrad. Astăzi e pentru prima dată când organizăm în cadrul ambasadei Ziua Internațională a IEI. De altfel, ea se sărbătorește pe întreg mapamondul și, bineînțeles, în România. O coincidență fericită cu o altă sărbătoare importantă a poporului român, ziua Sânzienelor, eminamentă purtată de doamnele noastre, așa cum spuneam și mai înainte, a fost purtată de-a lungul istoriei de personalități, importante personalități din viața politică și culturală, dar o vedem și astăzi îmbrăcată cu plăcere de reprezentantele sexului frumos, atât în domeniul modei, cât și din alte domenii. Portul țărănesc a fost adoptat și de reginele României, care l-au introdus la curțile regale. La curtea regală a Iugoslaviei, regina Maria a stilizat atât dansuri populare românești, cât și portul românesc, printre care și IA. Principesa Maria, devenită ulterior regina Mariei a Iugoslaviei, a purtat de fiecare dată cu o mare plăcere IA românească, așa cum de fapt o făcea și principesa Ileana. Asociația Femeilor Mâini Harnice Bănățene și Asociația Etno Art din Ovcea, pe lângă faptul că au expus IA românești din satele lor, au pregătit gustări tradiționale. Noi ne-am prezentat cu IA. Ne-am îmbrăcat în ei și am adus pentru expoziție. Și e o manifestare foarte frumoasă și sper că o să se întrețină și să participăm și în viitor. Credeți că are o importanță, de exemplu, pentru tinerii din Voivodina, pentru tinerii români din Voivodina? Eu cred că are o mare importanță și tinerele o să poate foarte ele mai mult care le-am uitat. Astăzi am făcut noi plăcinte dulci și sărate și toată gustarea a fost din partea noastră. La atmosfera de sărbătoare a contribuit și violonistul la studii de master în Norvegia, Daniel Lazar, care a interpretat cântece populare românești. De ziua ei, româncele din toate părțile lumii îmbracă ei, pentru că frumusețea bluzei românești merită să devină un brand care să reprezinte bogăția etnografică a României. Este o IE veche de aproximativ 200 de ani, este moștenire de familie, provine din zona Olteniei, mai exact din zona Caracalului și îmi face o deosebită plăcere să fiu astăzi aici și să am oportunitatea de a o purta și să fie admirată de către toată lumea, pentru că până acum a stat în dulap, dar acum este momentul ei și cu această ocazie vreau să subliniez Ziua Internațională a IE și bucuria pe care o resimt pentru a purta acest frumos veșmânt românesc. Pe lângă unii reprezentanți ai corului diplomatic străin, la ambasadă au fost prezenți și copii. Antonella Mica a recitat o poezie, iar Răzvan ne-a spus câteva cuvinte despre Clop și cămășuța lui. Fiindcă e o zi
zi specială de, de ziua ei. E ziua ei. Și asta este ea? Da. Și ce ai? Ce, spunem ceva despre asta, de unde? Pălăria asta e din România și se numește un clop. Și eu îl porc când e ziua asta sau când în alte zile când trebuie să purtăm lucruri populare. În esență, ea reprezintă curățenia și demnitatea spirituală a neamului românesc. Celebrul pictor francez Matisse i-a oferit faimă internațională și a imortalizat-o în lucrarea sa La Blues Rumen. Rămâne ca noi să o punem în valoare, dacă nu altfel, măcar să o îmbrăcăm o dată în an, la 24 iunie. Ceea ce nu se scrie aproape că nu există. Monografiile sunt o mărturie vie a fragmentului de istorie care îl cuprind. Aceste cărți nu sunt ușor de scris. Pentru ele trebuie întreprinse cercetări profunde. Un număr mic de localități din Banatul Sârbesc dispun de o monografie despre începuturile, dezvoltarea în timp și momentul contemporan al evoluției misiunii pe care o deține o instituție de învățământ. De azi înainte, o asemenea monografie are și Școala Generală Frăție și Unitate din Alibunar, realizată de regretatul om de cultură și publicist Mircea Samuilă și de fiul său, Irinel Samuilă, în calitate de coautor. Lucrare publicată anul acesta la editura Libertatea din Pancioa, în ediție bilingvă română-sârbă, ținând cont de bilingvismul procesului de învățământ din această școală. Deci Mircea era un om care nu și-a permis să nu termine lucrurile începute. Deci și din respect și din omagiu față de un om, cu ajutorul unor prieteni a mei și a lui, am reușit să aducem la bun sfârșit acest volum. Lansarea monografiei Școlii Generale din Alibunar a avut loc marți în sala adunării Comunei Alibunar, în prezența unui număr mare de spectatori. Câteva lucruri aș dori să vă spun. În primul rând, faptul că această carte este un instrument de lucru foarte util pentru a revedea sau a vedea cu deosebită atenție ce înseamnă învățământul românesc din Banat. În al doilea rând, ceea ce eu socotesc ca fiind cel mai important e faptul că în capitolul 1 al acestei cărți, începutul învățământului, acest capitol ne aduce în atenție două personalități remarcabile, personalități universale, personalități ale istoriei universale, vorba de călătorul Evlia Celebi și domnitorul Moldovei la acea dată, Dimitrie Cantemir, 1710-1711, în cazul ultimului. Aceste două personalități, un apor remarcabil la cultura universală, au trecut prin Alibunar și au menționat acest cuvânt Alibunar. Prima monografie a apărut în anul 1890 în limba germană. După 6 ani a apărut una în limba sârbă, iar anul acesta una bilingvă, în limba română și sârbă. Eu am terminat Școala Generală Frățiri și Unitatea din Alibunar în anul 1980. În anul 1993 m-am angajat ca profesor, iar în anul 2012 am ajuns să fiu director la această școală. Această monografie cuprinde o activitate vastă a cadrelor didactice, a copiilor care ani de ani și-au dat contribuția la păstrarea identității naționale, la păstrarea culturii. Normal că unele lucruri mai trebuie completate, din cauza că noi mai avem și alte activități în alte domenii, dar mă bucur că în sfârșit această monografie a fost tipărită, pentru că am așteptat-o de mult timp. Cărțile sunt o dovadă vie că oamenii au desfășurat anumite activități despre care au vrut să fie informați și alții. Nimic nu este mai uimitor și frumos decât viața în afară de scris. Cred că este un lucru fundamental și poate cel mai frumos compliment pe care putem aduce astăzi atât memoria autorului, cât și importanței unei monografii, unei istorie a școlii din Alibunar, un gând de respect și pentru atâția și atâția dascări care în decursul a 10 ani și-au adus un apor remarcabil la devenirea învățământului românesc din Banat. Cărțile, monografiile, de fapt este o piedică în calea uitării. Oamenii trebuie să citească, să știe despre activitățile persoanelor care cândva
au fost cunoscute în Alibunari. Eu ca istoric, ca profesor de istorie, pentru mine monografia are întotdeauna o mare importanță, pentru că și eu am scris o carte legată de învățământul românesc din Voivodina, unde am cercetat toate monografiile care au apărut din Voivodina. Și pot să vă spun că pentru mine monografia are o mare importanță. Fiind nemulțumit de capitolul despre școală din monografia satului Alibunar, acest lucru l-a determinat pe regretatul Mircea Samuile să cerceteze mai intens și să înceapă să scrie monografia școlii. Cu timpul, deci s-a perindat prin arhivele de stat ale Serbiei, ale din toate localitățile Panceva, Biserica Albă, a fost prin Serenitate, prin arhivul din Timișoara, arhiva din Viena, chiar și arhiva școlară, care a ajutat foarte mult, însă din arhiva școlară se găsesc date numai din 1950 până în pace. Deci de date vechi nu se găsesc. Așa că cu timpul, deci perioada aceasta a durat cam 10 ani, cu timpul s-a conturat un fel de date, să spunem, mai intense despre Alibunar, despre școala din Alibunar, așa că a decis să publice o monografie. La prezentarea monografiei au fost prezenți Dușan Iovanović, primarul comunei Alibunar, Dragan Acomatina, vicepreședintele comunei Alibunar și mulți alții. Pentru toți cei prezenți a fost pregătit și un program adecvat cu cântece și fragmente din monografia școlii. Tehnologiile informatice și de comunicații au un impact deosebit asupra desfășurării activității medicale. Utilizarea serviciilor de telemedicină permite o serie de avantaje, mai detaliat în minutele ce urmează. Dr. Ion Sfera conduce biroul pentru proiecte europene și telemedicină la Spitalul din Vârșeț. El este primul doctor la noi cu licența din telemedicină, teleradiologie și telediagnostic. Licența a luat-o la Budapesta la renumitul profesor universitar din Statele Unite ale Americii, Jerfy Zoltan. Fiecare proiect pe care l-am scris sau la care am participat ca partener a fost validat de Comisia Europeană și a trecut. Telemedicina implementat, terminat, valoarea 1.148.259 de euro și din partea Guvernului Serbiei și Comisiei Europene am primit o recunoștință că este unul dintre cele mai bune proiecte pe perioada 2007-2012 implementate din fondurile IPA europene. După aceea am primit o diplomă eu personal pentru inovație medicală de la Colegiul Medicilor din România. Am primit și o diplomă de la regiunea DKMT, la fel ca cel mai bun proiect. În urmă cu două luni, adică undeva 3 aprilie, a început demararea, adică implementarea proiectului unde suntem parteneri a timișorenilor, adică clinica de obstetrică și ginecologie Dumitru Popescu, Primăria Timișoara și Spitalul din Vârșeț, un proiect care este un proiect foarte frumos și la fel foarte benefic. Este vorba despre diagnosticul antenatal al malformațiilor fetale, un proiect de anvergură, valoare mare, 2.020.000 de euro și care sper că la fel cu rezultate brio să-l implementăm și sfârșim. Undeva spre toamnă sper că începe implementarea și proiectului care este pe lista de rezervă unde noi suntem lideri. Este vorba de hospice, este vorba de îngrijiri paliative la bolnavii de cancer în fazele terminale 3 și 4 și unde va fi la Spitalul din Vârșeț construit o clădire nouă cu 25 de paturi pentru bolnavi. Și va fi la fel cum este prima telemedicină în Serbia, va fi primul hospice în Serbia. Și avem și încă un proiect din ortopedie, mai micuț, dar și el e proiect. Este vorba de evitarea infirmităților la bolnavii, la accidentele cu fracturi, bolnavi ortopedici, prin metode noi însușite,
în chirurgia ortopedică, ca să evităm ca persoanele respective să ajungă să fie la fel de funcțional și sănătos, să nu fie invalizi. Este un proiect de 300.000 de euro. Am uitat să spun că proiectul Hospice este și el aproape de 2 milioane de euro, unde avem doi parteneri, clinica OncoHelp din Timișoara, clinică specializată în oncologie, și Spitalul Județean de Urgență din Reșița. Și ne transferăm spre centru clinic, adică eu, al Serbiei, unde cred că vom face multe proiecte. Unul dintre proiectele care urmează în luna iunie să se întâmple este primul contact a centrului clinic din Serbia și primul protocol de colaborare cu Spitalul Clinic Municipal din Timișoara, Spitalul Județean, Clinica de Chirurgie Cardiovasculară din Timișoara și Centrul Clinic al Serbiei. După aceea va veni și Bucureștiul, și Iașul, și activitățile se extind. La Timișoara, în perioada 15-17 noiembrie 2012, dr. Ion Sfera a participat la Congresul European pentru Informatică Medicală. S-a prezentat cu o lucrare științifică din domeniul telemedicinii, pentru care a obținut un premiu. Este vorba despre premiul pentru cea mai bună lucrare de inovație medicală în domeniu. Dr. Ion Sfera e entuziasta, pre svega, jedan plemeni čovek i jedan vizionar. U savremenom, da kažem, društveno-ekonomskom kontekstu je teško postići sve to, ali jako je važan entuzijazam koji on posjeduje, jer je to potrebno kako bi se došlo do ciljeva, posebno u oblasti zdravstva. Vizionar zato što prepoznaje značaj projekata koji su nam puno toga doprineli u razvoju i u radu našeg informacionog sistema i u delu opreme koja nam je nedostajala u bitnim sektorima i što se tiče interne medicine i radiologije, gastroenterologije i ostalih grana. I ono što bih naglasila, on je jedan plemeni čovek, jedan dragi kolega i ima divan odnos i prema kolegama i saradnicima kao i prema pacijentima. Să apropiem către cetățeni, către auditoriul nostru, termenul de telemedicină, care este un termen nou și mulți se întreabă ce este telemedicina. Telemedicina, pe lângă impactul economic care o să-l aibă asupra bugetului, unui spital, un centru clinic, bugetul Ministerului Sănătății, impactul cel mai mare o să-l aibă asupra pacientului. Pacientul, spre exemplu, vine la spital la Vârșeț. I se fac toate investigațiile necesare și nu putem să dăm un diagnostic corect sau avem nevoie să trimitem mai departe. Când o să aibă și centrul clinic al Serbiei din Belgrad telemedicină, dar o să aibă în scurt timp, toate informațiile care le avem necesare despre pacientul respectiv, le trimitem la centrul clinic, la consultație, la profesor, la Belgrad. Așa că nu mai călătorește pacientul, călătoresc informațiile. Telemedicina sau colaborarea la distanță cu un centru de asistență medicală secundară poate salva vieți și poate economisi sume importante. De aceea, trebuie sprijinită implementarea unui sistem de telemedicină ca o necesitate mai mult decât o oportunitate. Weekendul lăsat în urmă, la Novi Sad s-a desfășurat ediția a doua Festivalului Internațional de Fotbal de Copii, Vojvodina Carnex Cup 2013, ediție care a adunat mai mult de 150 de echipe din Europa și Statele Unite ale Americii. O
152 de echipe de juniori din 11 țări europene, împărțite în 7 categorii de vârstă, s-au adunat timp de 3 zile la Novi Sad, la a doua ediție a Festivalului Internațional de Fotbal pentru Copii, Voivodina Carnex Cup 2013, manifestare organizată cu brio de Clubul de Fotbal Voivodina din Novi Sad. Am avut prilejul ca în aceste 3 zile să vedem multe zâmbete ale copiilor și cum ei se împrietenesc. Pot să spun că această manifestare și-a atins scopul și că în viitorul apropiat va fi de o importanță deosebită atât pentru Clubul de Fotbal Voivodina, cât și pentru orașul Novi Sad. În capitala provinciei au fost prezente echipe de fotbal din Austria, Bosnia-Herțegovina, Croația, Muntenegru, Macedonia, România, Slovacia, Ucraina, Ungaria, Chicago, Statele Unite ale Americii și țara gazdă Serbia. La turneul de la Novi Sad au fost prezente și echipa ACS Tâmpa Corona Brașov, partenerul Clubului de Fotbal Voivodina, care iarna aceasta a participat la Indoor Cup din orașul Martir de sub poalele Tâmpei Brașov, respectiv echipele de fotbal de la Poli Timișoara. Este un oraș frumos, cu oameni calzi și primitori, ne-am simțit bine, iar turneul a fost la așteptările care le aveam și am sper să fi lăsat o impresie plăcută în privința jocului și al comportamentului copiilor. Acum o săptămână ați revenit de la un turneu foarte puternic din Spania. Cum v-ați prezentat acolo? Eu zic că ne-am prezentat destul de bine și ceea ce este foarte important, ne-am bucurat că ne-am ridicat la nivelul unor academii foarte puternice ale cluburilor mari cu renume din Europa, gen FC Barcelona, FC Porto, Benfica Lisabona, Atletico Madrid, Deportivo La Coruña. Pe mine mă cheamă Antone David Nicolas, am 10 ani, m-am apucat de fotbal de cam 5 ani, turneul de aici a fost, cum să zic eu, nu e chiar așa de greu, dar nu ne-am putut concentra așa de bine. Și o experiență în plus, nu? Da. Mi s-a părut foarte frumos acest turneu, chiar dacă arbitrii n-au fost chiar pe placul nostru. Mă cheamă Denis Baragoană, fac fotbal aproape de 4 ani și turneul de la Novi Sad a fost foarte bun. Impresiile tale, n-ați intrat în semifinală, ce s-a întâmplat? Am ratat la penalti, asta a fost greșeala noastră, l-am dat pe colț. Mă cheamă Iorga Răzvan. Eu fac fotbal de 5 ani, joc postul de mijlocaș central. Cum ți se pare meciurile de la Novi Sad și turneul din Novi Sad? Mi s-au părut bune. Mă numesc Obreu David, joc postul de mijlocaș dreapta și practic fotbalul de aproape 4 ani. Spune-mi, cum ți se pare turneul de la Novi Sad? Turneul mi s-a părut frumos, cu echipe bune și arbitri foarte buni. Spune-mi, acum o săptămână ați fost și la un turneu în Spania. Cum a fost acolo și la ce turneu de fapt ați jucat? Am fost la un turneu în străinătate cu echipe foarte bune de renume, Atletico Madrid, FC Barcelona, Celta Vigo și alte echipe cu renume în fotbal. Și pe ce loc v-ați clasat acolo? Pe locul 5 din 18 echipe. Ești mulțumit cu turneul din Spania? Sunt foarte mulțumit, deoarece au fost echipe foarte bune și suntem din România și nu prea jucăm cu echipe de renume. Mă cheamă Ene Eduard Alexandru, sunt mijlocaș dreapta și atacant și eu practic fotbalul de aproape 4 ani. Alexandru, spune-mi, cum ți se pare turneul de la Novi Sad? Mi s-a părut foarte frumos, cu arbitrii buni și corect și... Mă numesc Prodan Alexandru, eu joc la grupa de 2000. La Poli, turneul mi se pare foarte frumos, este primul turneu organizat așa foarte bine, meciul a decurs foarte bine pentru că am câștigat cu 2-0, iar aș vrea să câștigăm acest turneu pentru că mi se pare foarte interesant. Mă numesc Plan Rafael și ca profesie sunt arbitru de fotbal, locuiesc în Timișoara. Arbitrajul a început, că m-a pasionat de la vârsta de 12 ani, așa. Am jucat fotbal, iar după aceea, nu știu, mi-a plăcut foarte mult și m-am înscris la cursul de arbitri. Deocamdată, în ce divizie arbitrezi și, pentru că eu știu, trebuie să depui și licența, nu? Da, acesta este de fapt oricare în categorie, da, și arbitrez în Liga 5-a. În familia dumneata
sportul este pe numărul 1, nu? Da, e numărul 1, fratele fotbalist, tata antrenor și eu arbitru. E minunat. Ești pentru prima dată la Novi Sad. Cum ți se pare turneul, măcar că el a început? Organizare perfectă, turneul, arbitru, am văzut foarte bun, după părerea mea. Super bun. Eu, în primul rând, vreau să felicit toată conducerea clubului Voivodina de aici, din Novi Sad, și tuturor oamenilor care s-au implicat în acest eveniment. Copiii reprezintă viitorul, iar faptul că acești oameni se gândesc la viitor este un lucru care ne bucură foarte mult. Pe de altă parte, din punctul nostru de vedere, plecăm cu impresii bune și sperăm să revenim mai mobilizați și cu gânduri și mai bune la edițiile viitoare. Părinții sunt foarte mulțumiți de organizarea turneului. Este o foarte bună impresie. Noi părinții, cred că pot să-i reprezint, avem o foarte bună impresie despre Novi Sad, despre oraș, despre amabilitatea oamenilor. A fost o surpriză pentru mine, eu n-am mai vizitat Serbia și nu știam. Despre turneu, ce să zic, un turneu, așa cât pot eu să mă pricep, un turneu foarte tare sau cu jucătorii valoroși, un fotbal diferit de cel care se joacă în România. Au fost probleme reale pentru jucătorii noștri, au făcut față, cred eu, foarte bine, dar în detalii tehnice nu are rost să intru. Oricum, o impresie pozitivă. Eu plec cu o impresie pozitivă despre turneu și despre Novi Sad. Eu sunt pentru prima dată la turneu din simplu motiv că fiul meu joacă la categoria de vârstă 2005. Este totul impecabil, de la organizare, la numărul participanților, până la numărul impozant de copii prezenți aici și meciurile finale. Copiii sunt fericiți aici, dar și noi părinții la fel. Sprijin un astfel de turneu și sunt aproape sigur că vom participa și la anul viitor. Am înțeles că anul acesta au fost peste 150 de echipe din întreaga Europa. Cred că anul viitor vor fi prezente și mai multe echipe și sper că echipa în care joacă fiul meu să cucerească trofeul. La ceremonia de închidere au fost prezenți numeroși sportivi care au dus și duc faima fotbalului național. Sunt satisfăcut să fac parte din acest proiect și cred că o astfel de manifestare trebuie continuată și în viitor. Sunt satisfăcut că și anul acesta particip la acest turneu. De fiecare dată voi fi prezent aici cu dragoste când voi fi invitat de Voivodina. Inima îmi este plină de bucurie când văd atâta tineret și copii care se ocupă cu sportul la acea vârstă și joacă fotbal de calitate. Organizație fenomenală. Organizare impecabilă. Am rămas plăcut surprins când, plimbându-mă prin centrul sportiv, am văzut acești puști cum joacă fotbal. Pot să mă uit la ei o zi întreagă. Sunt fericit că particip la acest turneu și că fac parte din acest proiect. Cupele, medaliile și plachetele au ajuns în mâinile celor mai buni. Cântecul victorios din vocile fermecate ale copiilor s-a întins pe întreg complexul sportiv Vuia din Boșcov. Bineînțeles, au fost și lacrimi, dalea sincere. Se mai întâmplă când sunt în rolurile principale copiii. După toate cele văzute în cele 3 zile de competiții, se poate spune că Festivalul Internațional de Fotbal pentru Copii, Voivodina Carnex Cup 2013, a trecut examenul. S-a dovedit încă o dată că în Serbia se poate organiza un astfel de eveniment sportiv. Felicitări și la anul și la mulți ani, Voivodina! Și în această duminică, la rubrica Zâmbiți, vă rog, din nou cu noi, Ionel Stoiț. Să pace! Vă rog, liniște în stat și liniște în sat. Acum să stați liniștiți că începe lumea lui Ionel Stoiț. Ia că veți încă a treia oară. Criză. Nu-i zis să facă program, nu-i zis să vorbească, dar e criză și la mine, că nu-i de lucru. Și în criza asta, cumva, poate că mă bag și eu pacientele. Bun, asta n-a, deocamdată să lăsăm să nu prea... Bun, asta, să vă mai spun o poezie, criza.
Pui capătul lus mântână, mai bine de o săptămână, rău la nervi atacat, că nu are concentrat. Porcii ca să-i rănească. Pietra lui să bronzească, de ce șerge tot în pat? Bă, când e omul tulburat, îl adâncă în sălare, se duce la bolovanie, la băi și la ecurat. Tu nu mă lași nici în pat, zice pătru necăjit. Auzi, Pietre, mai prost să-ți iei și tu bolovanie, că-ți screapă marva de foame. Nu ce fă de vai și amar. Ai ecurat, ai potar. Hai da, și ce scoală odată, că acușa ia o boată și ți-ai dai o bolovanie. Ce tu crezi, îți trebuie cardia. Ui ca pătru în izmenie, se scoală până sobă, ieme. Suduie și pe oritul, făbica și concentratul, și pe poși când i-a învățat ca să mânce concentrat. Suduie făbica și natura, strigă pietra. Să stingi gura, ce-mi atâta bleocești? Să te duci să urluiești și să dai la poși pisat, dar să iei un pic la sfat. Și poșii trebuie să înțeleagă că e criză în lumea întreagă. Și să vă mai spun una, că criză nu-i în tot locul. La americanii internetul. Și ia că mai e una cu internetul. Și că vreau să scriu o poezie, s-o cicești tare discret, că nu vreau lumea să știe când s-o bag în internet. Nevasta zbeară pe mine, de ce lucru așa încet? Măsli, numai nu-mi vine, băgau așa în internet. Șeful iară-i supărat că nu i-am dat de drept, dar i-am vrut să-i dau un sfat, băgau așa în internet. Tata grâu oliferat că rogise bericet, banii încă nu i-au dat, băgai așa în internet. Multă bunduzală în țară că nu-s banii din buget. Nu-i mirare, cât furară, băgai așa în internet. Multă lume zbeară în stradă, dar tot se ține secret. Dar puceau orbi să vadă, băgai așa în internet. Da voi, ce tășeți din gură? Ori zberați și voi încet? Să nu vă iau o măsură, că vă bag în internet. Doamnelor și domnilor, încheiem aici ediția de astăzi a magazinului TV. Mulțumim pentru atenție și vă reamintim că această emisiune va fi redifuzată mâine la ora 16:40. Să auzim de bine! Dragul mii și mor de drag, mai dorule măi, că văd fecine ciupag, mai dorule măi. Dragul mii și mor de drag, mai dorule măi, că văd fecine ciupag, mai dorule măi. Ciupag românesc, mai dorule măi, e frumos și bătrânesc, mai dorule măi. Așa-i vorba de bătrâni, mai dorule măi, căci o mândră să mai țâni, mai dorule măi. Așa-i vorba de bătrâni, mai dorule măi, căci o mândră să mai țâni, mai dorule măi. Cu ce una din tot satul, mai dorule măi, ce vorbești întreg Banatul, mai dorule măi. Și mor de drag, mai dorule măi, pe vecine de la sat, mai dorule măi. Dragul mii și mor de drag, mai dorule măi, pe vecine de la sat, mai dorule măi.
fețele, nevestele, hai dorule măi, că mănâncă nopțele, hai dorule măi. Fețele, nevestele, hai dorule măi, că mănâncă nopțele, hai dorule măi. Toată noaptea ce visez, măi, mândruță cu ochii verzi, măi, toată noaptea ce visez, măi. Dimineața când mă scund, plimbi sufletul de dor, măi. Dimineața când mă scund.